i-am dat prima mână cu de vopsea cu grun, cu verde și urmează să-i dau a doua mână, îl mai las puțin. Urmează să-i dau a doua mână, după care am să vopsesc cu roșu cuțitele astea din față de tăiere. Capătul de la manetă și aripile acestea. O să vină vopsite cu roșu, dar am să le vopsesc la penson. Eu zic că iasă destul de bine. Chiar super. Ia, o să iasă foarte frumos. Cu verdele ăsta chiar îmi place și se potrivește și cu verdele de la tractor. Am dat puțin aici pentru că aici am sudat, s-a mai crăpat unde a mai fost sudat și văd că merge super. Deci asta va fi viitorul și la tractor de vopsea. Probabil asta e originală. Vopseaua de pe tractor e vopsea originală de Steyr. Cum erau ele vopsite, dar se potrivește foarte bine și cu vopseaua, cu verdele ăsta. E un verde foarte frumos. Și așteptăm să se mai usuce puțin, am să mai pun, cred că, vreo jumătate de kilogram, ca să-i mai dau o mână, după care am să vopsesc cu roșu. Astea o să vedem și finalul, cât de curând. Chiar o să iasă super, bănuiesc că o să iasă super. Să vedem, sunt tare curios să vedem cum o ieși cu roșu și roata din față, tot cu roșu o să-i vopsesc. Cred că o să iasă ca lumea. Da, să vedem, mai avem de dat o mână și după aia vopsim cu roșu. Plugul arată destul de bine, foarte bun, foarte bun, nici nu mă așteptam să fie așa de întreținut. Nu a stat în ploaie, nu a stat, eu îl țin afară până când am să le fac în vară, până când am să fac o aplicătoare acolo să pot să le țin la adăpost. Mai de-aia și vopsesc pentru că o să stea afară. N-am unde să le bag toate într-un garaj până când o să fac.